Continuăm acum cu o informație de ultimă oră. Un microbuz cu 10 persoane condus cu viteză a intrat într-un cap de pod și s-a răsturnat pe drumul național 6 în județul Timiș. 3 oameni, printre care un copil, au fost răniți în urma acestui impact. Andreea Borboros vine chiar acum în direct alături de noi cu toate informațiile. Andreea, bună dimineața! Spune-mi, te rog, care este starea victimelor, dacă ai reușit să afli, și ce se întâmplă acum? Probabil va fi o anchetă. Bună dimineața tuturor! Din fericire, starea celor 3 persoane rănite, printre care și un copil în vârstă de 3 ani, este stabilă. Ambulanțele sosite imediat la fața locului i-a preluat și i-a dus la spital, acolo unde în aceste momente medicii le oferă ajutor. Important de spus este faptul că acest accident s-a petrecut în această dimineață în jurul orei 7 pe drumul național 6 în dreptul localității Belinț din județul Timiș. Șoferul, un tânăr în vârstă de 21 de ani, se pare că s-a grăbit să ajungă acasă, asta pentru că toți cei 10 se întorceau din Germania și urmau să ajungă în Moldova. Ei bine, acesta s-a grăbit, a călcat mult prea tare pedala de accelerație, într-o curbă a pierdut controlul volanului, a intrat într-un cap de pod, iar mai apoi s-a răsturnat pe carosabil. S-a răsturnat inclusiv platforma pe care tânărul de 21 de ani transporta o mașină adusă din Germania. La fața locului, spuneam, s-au prezentat două ambulanțe, de asemenea mai multe echipaje de la ISU. Pe carosabil, lucrurile personale ale celor din microbuz au fost împrășteate, foarte multă lume s-a adunat la fața locului în încercarea de a le oferi primul ajutor victimelor. Polițiștii au deschis în acest moment un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Andreea, mulțumim foarte mult!